Bună ziua, bine v-am găsit, iată, am ajuns la cireașa de pe tort, să zicem așa. Aici avem un înmulțitor fipursul, o ladă orizontală împărțită în mai multe părți. Ea este împărțită în 8, eu o folosesc împărțită în 4. Și ce am făcut aici, avem 4 zone, sunt deschise, nu sunt deschise, aici este închis și astea 3 sunt deschise. Au mai rămas 2 unități biologice, a rămas un nucleu. Nucleele la mine înseamnă tot ce este sub 2 rame, adică 2 rame și tot ce e sub, din toate categoriile, de la un pumn de albine până la 2 rame e nucleu. Roiul începe de la 3 rame în sus, un roi mic, un roi mai mare și până la 6 rame e roi. După 6 rame începe să categorisim familiile de albine, familie slabă, medie și mare. Ca să înțelegeți despre ce vorbesc când vorbesc despre nuclee și roi. Aici ce s-a întâmplat? S-a întâmplat mai multe lucruri. Eu am avut 3 nuclee formate care 3 s-au împerecheat, deci 4 au fost total formate, 3 s-au împerecheat și una nu s-a împerecheat. A urmat o unificare a celor 2 nuclee. După ce am găsit o colonie de unde intrase în frigurile roitului, am lăsat botcă de roire, a ieșit matca, n-a ieșit, n-am mai găsit-o, n-are puiet, n-are matcă, n-are nimic și atunci am luat nucleul de aici și l-am dus acolo. Iar albina ce a rămas aici s-a unificat cu unul dintre nuclee. Și vom arunca o privire să vedem dacă totul e în regulă, dacă matca a fost ignorată, dacă a fost acceptată matca, da? Și vom adăuga încă o ramă, trecând din faza de nucleu la faza de un roi mic. Mierea nu va lipsi, deci are miere suficientă. Ramele acestea provin de la colonia care a rămas fără matcă, are ramă cu miere și toate condițiile de a se transforma într-un roi micuț. Albina este liniștită, totul este în regulă, dar e prea multă pentru 2 rame, iată. Aceasta este albina pe a 3-a ramă și cu ce mai e pe diafragmă și tot vor forma încă o ramă și matca va începe să depună ouă aici. Să sperăm că matca este vie și nevătămată. Eu n-am mai stat să fac anumite chestii de unificare, ci am pus 2 diafragme de polistiren. Și am lăsat albina să se retragă singură lângă colonia cu matcă. Iată ce de albină avem aici. Deci foarte multă albină a venit lângă colonie. Deci va fi un roi foarte frumușel. O să-i las chiar 4 rame. S-a făcut unificarea foarte simplu, ușor. Dar totuși mă interesează dacă matca este în regulă.
Aceste regine au fost obținute prin sfatul lui Marian Ilie, tot în prezența reginei, dar lăsate să eclozeze în familia crescătoare și finisoare, și după aceea am format niște nuclee unde am dat reginele neîmperecheate. Rata a fost foarte bună la împerecheat. În drept urmare, probabil în viitor voi folosi această metodă. Niște mătuțe foarte calitative au ieșit. Îmi cer scuze pentru pauze sau anumite gâfiele ale mele din cauza sănătății mele precare. Așa. Mă interesează depunerea ouălelor. Există ouăle, deci cred că și marca este prezentă fără nicio problemă pe undeva. Dar având multă albină, se poate să fie ea pe undeva. Oricum e tot în regulă, fiindcă am văzut ouă de o zi. Unificarea a fost făcută acum o săptămână, deci nu avem de ce să ne facem griji. Tras albina lângă matcă, așa se explică, da, aici mătcuța, matcă foarte faină roșcată, avem, nu știu dacă se va observa în filmare, da, e aici o matcă roșcată, na, mama ei este roșcată. Și acum am văzut ce de puiet a reușit să depună această matcă. Aceste regine sunt foarte valoroase, datorită genei lor de a perpetua. Și acum, văzând ce albina am, să vedeți, setarea este în felul următor. Aici avem rama cu mâncare, miere, eu dăm la perete. Așa, super fain. Așa, și dintr-o dată se face un roi de 5 rame. Așa, văzând cât albina are acolo înghesită, fără nicio problemă se poate da 5 rame. Și aici căutăm încă o ramă cu miere. Avem aici o să-i dăm această ramă cu miere. Bun. Peste 10 zile va ecloza cele două rame de puiet. Fiind o matcă roșie, o să umple, o să se întindă această ramă sigur, dar e posibil ca și această ramă să umple cu puiet. Atunci vom veni cu o altă ramă goală, gata pentru o altă. Și așa se va dezvolta această colonie care a fost unificată din 3 nuclei. De la un nucleu a luat albina cu legătoare, iar unul dintre nucleu l-a luat cu totul, că n-am mai avut
matcă, foarte frumos. Și ei primesc ulei esențial, ăsta fiind mai mare, a mâncat tot uleiul, adică l-a consumat tot siropul cu ulei esențial. Acum n-are decât să aștepte până mâine, până vin eu cu altă hrană. Bun. Oameni buni, cam asta este. Oameni buni, cam asta este. Îngrijirea albinelor ține de experiența care o dobândești de-a timpul anilor, plus anumite sfaturi de la prieteni, de la colegi, plus din autodidact, adică m-ai învățat și singur. Iată, puteți ajunge după un anumit timp, după anumiți ani, să aveți rezultate bune. De-a lungul timpului m-am lovit și eu destul de mult de diferite situații, de pierderi de stupină, dar cu ajutorul schemei de tratament și folosirea uleiurilor esențiale, iată că stupina arată foarte bine. Stupina arată foarte bine, reginele obținute prin metoda pe care am dezvoltat-o în câțiva ani de zile, măcilis foarte bună, rasa de albine, eu zic că contează undeva 90%, adică nu 90%, 20% contează, fiindcă tu îți selectezi albina. În momentul în care ai cumpărat aie suflu, în momentul în care tu ai cumpărat regine, nu mai știi nimic despre ele, nu știi istoricul lor, e o mare necunoscută când cumperi regine. De aceea trebuie să-ți obții tu reginele ca să știi istoric. Aceste regine care le-am înmulțit eu, le cunosc istoricul de ani de zile, le-am urmărit. Am ajuns într-un punct în care, iată, poți obține și miere, și roiuri, și nuclei. E foarte fain. Foarte fain. Eu, să zic că am ajuns la un capăt de drum, așa, la albine. De ce capăt de drum? Fiindcă nu aș mai schimba nimic, adică nici uleiurile esențiale nu le-aș mai schimba, nici benzilicoamitraz nu le-aș mai schimba și nici metoda de a obține regină. Aceste lucruri se pot repeta în fiecare an, fără nicio problemă. Cam asta este. Mi-a părut bine că am putut să vă arăt aceste lucruri. Mai voi face filme după posibilitățile mele fizice, că asta este. Și dacă fac ceva interesant, cu toată plăcerea, urmăriți canalul mai departe. Numai bine, până data viitoare.